Salutare, dragii mei, Andreea din Pezonă. De data asta sunt la școală. Mi-era puțin dor ce-i drept. M-ai învățat ceva pe de rost? Târzia la oră. Mi-e frică de doamna profesoară. Voi ați pățit asta? Ce faci tu? Bine, filmez. Care ți se pare cea mai mare neregulă a sistemului de învățământ? În primul rând, cam taie din creativitatea oamenilor și de... Nu știu, e șansa pe care au elevii în momentul în care vor să se... exteriorizeze și sunt mulți care vin cu propriile idei și propria inițiativă și vine, dacă vine cineva cu ceva nou, primul lucru pe care l-are sistemul în principiu în cap este nu. Și trebuie să lucrăm până la momentul în care trebuie să zică da. Deci, există și o susținere. Exact. Hello, ce faci? Bine. Ce se întâmplă astăzi aici? Vânturi prin licee. Se filmează un clip la noua noastră piesă, care se numește Pe de Rost. Un imn dedicat mai multor generații, o radiografie, un cântec, înainte de toate, un cântec care are multe premiere, un videoclip cu o fată extrem de talentată, cu Ala, care sper să adauge o valoare adăugată mare cântecului. Cam asta se întâmplă aici, iar eu am venit să văd ce se întâmplă, că noi nu prea apărăm în clip decât așa, într-un moment pasager la metrou, ceea ce, sincer să fiu, îmi face foarte bine, că nu sunt foarte mare fan al filmărilor de clip. Nu mi se pare ca nimeni să fiu obligat să învețe nimic pe de rost, dar nici noi la teatru nu ne învățăm replicele pe de rost, ci în urma unui proces foarte mare de legătură între replică și mișcare. Și nimic din ce se face pe de rost nu mi se pare extraordinar, dar se pare că e mai confortabil pentru multă lume, pentru sistem, poate pentru profesori, poate pentru părinți, nu știu, habar n-am, dar din moment ce sistemul nu se schimbă de atâta timp și dacă copiii au aceleași probleme pe care le avea generația noastră, înseamnă că cineva beneficiază de chestia asta și atunci sigur nu sunt copiii. Asta pot să vă spun eu ca adolescent traumatizat de învățatul pe de rost sau de nevoia de a învăța pe de rost ca să poți să faci comentariile la literatură la capacitate. Eu cred că sunt foarte multe lucruri de discutat și cred că e în primul rând o problemă de raportare la copil. Suntem noi o societate care vrea să pună copilul în centrul atenției și asta mă refer acasă, la școală, în societate sau copiii ăștia care se nasc și vin și devin copii pe care părinții spun că îi iubesc extrem de mult, nu sunt altceva decât niște mici poveri în drumul lor spre adulți care ar trebui să facă ce zic părinții de fiecare dată, să nu pună probleme și să fie ascultători. Că deși toată lumea spune că își dorește un copil independent, liber și care să fie creativ, toți părinții sunt fericiți când copiii nu fac necazuri. Și atunci noi ca societate ne dorim niște adulți cu adevărat independenți. Eu cred că nu ne dorim cu adevărat chestia asta, pentru că dacă ne doream, respectam în primul rând copilul. Și un copil, n-am auzit niciodată de exemplu de o asociație de părinți care are să aibă 100.000 de oameni și care să ia decizia ca copiii lor să nu mai facă teme acasă mai mult de jumătate de oră. Adică dacă 100.000 de părinți ar veni și ar spune, noi nu o să mai lăsăm copiii noștri să facă teme decât jumătate de oră, să se descurce școala. Cred că atunci era un pas către o înțelegere că ne schimbăm un pic, că trebuie să facem conținut relevant, că nu e important ca copilul să aibă 6 ore de teme acasă, ci mai degrabă felul în care se raportează la dialog. Cum noi avem un sistem în care profesorul e aici și copilul e aici. În alte țări, profesorul e aici și copilul e aici. Cam asta cred. Și cred că schimbarea trebuie să plece de la toată lumea, de la părinți, de la minister, de la sistem, de la profesori în sine, care sunt speriați că orice fel de schimbare le va afecta salarizarea, dar pe de altă parte nu e ok ca tu să ai copii, să fii învățătoare la copii și după aia să-i duci la after school tot la tine. Și să facă teme la after school cu tine. Victimele sunt copii. Deci ei sunt victimele unui joc din ăsta de supraviețuire pentru profesori, dar reforma interioară a ta ca om, care să tratezi copilul ăla ca un partener și pe care să-l însoțești emoțional, să nu-l abuzezi cu chestia asta, n-ai înțeles, nu mă interesează, ești prost, du-te acasă, sau ce-i treaba mea, bă, tăceți din gură, că nu știu ce, că nu știu cum.
foarte lungă discuția. Mă feresc să spun că să pun degetul pe o singură problemă. Numai că dacă am discutat mai mult despre asta și toată lumea ar atinge problemele, atunci am început să ne reformăm. Am un mesaj pentru tineri să se lupte, să se organizeze în așa fel încât să fie relevanți și să aibă ceva de spus în fața acestui sistem și să ceară cu toată puterea să înțeleagă și să nu mai învețe pe de rost. Mulțumesc pentru această inițiativă, îmi place foarte mult ceea ce faci și... Să știi că în ultimă instanță cântecul ăsta e un cântec, atât. Adică asta e cel mai important și cred că e un cântec catchy, sper că pentru noi rezultatul, succesul acestui cântec e dacă generația asta și l-ar însuși. Există viață!